Da, mulțumesc, Victor. Este scandal între Florin Salam și impresarul său. Cântărețul a lansat acuzații la adresa lui, iar impresarul susține că i s-a cerut o sumă de 3 ori mai mare pentru a substitui lipsa lui Salam de la un eveniment, iar apoi a refuzat, fapt care l-ar fi enervat pe artist. Talida Trofin este alături de impresarul lui Florin Salam. De ultimele informații, Talida, bun găsit! Bun găsit tuturor! Scandalul în care a fost implicat Florin Salam cu privire la plângerile lansate pentru neprezentarea la anumite evenimente se complică cumva. Asta pentru că vedem vorbe usturătoare aruncate asupra impresarului, artistului care se află chiar acum alături de mine. Și vreau să vă întreb de ce s-a întors împotriva dumneavoastră, pentru că erați un apropiat al său, susținătorul lui, țineați agenda concertelor. Ce s-a întâmplat? Agenda nu am ținut-o chiar eu personal, asta a fost norocul meu. El este supărat în una dintre spețe, dacă, ca să se înțeleagă pe înțelesul tuturor. Deci într-una dintre spețe, el are dreptate, într-una dintre spețe bani au ajuns la mine. Și el nu a știut? Nu. El nu doar că nu a știut, el având atât de multe probleme și având atât de multe griji, pentru că vă dați seama, 2-3 evenimente pe zi trebuie să fie atent la fiecare eveniment. A trecut extrem de mult timp, pentru că problema a fost în 2020, nu a fost acum, problema a fost în 2020. Dar acest domn, care după ce a stat atât timp și nu a venit să ia bani, pentru că noi l-am sunat foarte mult timp să vină să ia bani de la noi. Ne referim la acel domn care v-a oferit un avans de 3.000 de euro, exact. Și care a depus una dintre plângeri și v-ar fi și amenințat la un moment dat. Da. Așa s-a întâmplat. După ce ne-a amenințat, a cerut și 15.000 de euro. Noi acum cu partea respectivă, cu domnul respectiv, ne-am împăcat și a retras plângerea. Suntem totul ok cu dumnealui. A înțeles că decât să faci un rău, mai bine faci un bine. Dumnealui, la rândul lui, cred că a fost încurajat de alți oameni, pentru că Florin nu mai cântă gratis, ca să înțeleagă toată lumea, Florin nu mai cântă gratis, are și el, la rândul lui, alte obligații față de familia lui și nu mai cântă gratis. Aici vorbim de o răzbunare. Chiar este vorba de o răzbunare. Și aceste plângeri penale au reprezentat, de fapt, o răzbunare. Da. Și de ce este acum Florin Salam supărat pe dumneavoastră? De ce spune că l-ați trădat, vă citesc, pentru că asta mi-a spus față în față și că nu a știut de anumiți bani pe care i-ați luat dumneavoastră? Nu, de banii ăștia care vorbesc eu de ei, de 3.000 de euro, de suma respectivă, a știut. Numai că dumnealui cu atâtea probleme și acumulând atâtea discuții și atâtea discuții și poliție și toate problemele astea, vă dați seama că nu-i face bine unui singur om să ducă atâtea chestii pe spate. Dar acum totul este bine, justiția își face treaba, poliția și procuratura au văzut cu ochii lor personal care este situația. Vorbim despre un șantaj, vorbim despre un rău care se urmărește a fi făcut, dar cu ajutorul Dumnezeu.